moment, ocupă același loc pe care îl ocupă meciurile echipei de volei ale Universității Cluj sau pe partea de sport feminin, sau meciurile echipei de fotbal ale CFR Clujului, sau meciurile sau turneele echipei de tenis de masă de copii pe care îi sprijinim și care sunt campioni europeni, la fel ca acele turnee de MMA pe care le sprijinim pentru a sprijini oameni și copii din categorii sociale cu probleme dificile pe care aceste cluburi reușesc să-i aducă de pe străzi și să implice într-un program coordonat cu educatori, astfel încât să le dea un viitor, să le dea o perspectivă. Desigur, pe zona asta de cultură, o calitate înaltă. Noi avem aici o colaborare fructuoasă cu Opera Națională, pentru care mulțumesc domnului Ștefan, și acest bal al operei se încadrează în acest coridor al evenimentelor de clasă ale cetății, ale comunității, și n-aș putea să fac aici o evaluare care dintre cele două demersuri ale noastre este pe primul loc, colaborarea cu Opera Națională sau cu Balul Operei. Eu văd aceste două evenimente împreună. Sunt mândru că putem să sprijinim un astfel de eveniment și m-aș bucura foarte mult ca tot mai multe companii din Cluj să se implice în astfel de evenimente. Indiferent este vorba de proiecte sociale, unde avem de face cu copii cu probleme de comportament, indiferent dacă avem, este vorba de gimnastică de performanță, fiindcă vom sprijini și campionatele europene de gimnastie care vor fi aici la Cluj, indiferent dacă este vorba de fenomene sportive, indiferent dacă echipa de volei este acum în Liga a doua și sper să promoveze din nou în prima ligă, sprijinim în așa fel încât să dăm un exemplu angajaților noștri pentru a se implica. Și să știți că astfel de demersuri ale companiei au început să aibă un efect asupra angajaților. Deja angajații au proiecte lor proprii pe care le demarează și în care eu vin și spun, ok, voi finanțați 50%, eu vin și dublez suma pe care ați donat-o voi. Este un lucru prin care încerc să dau mai departe angajaților noștri, colegilor mei, această responsabilitate, fiindcă eu sunt o persoană privată care vine și pleacă cândva, dar avem aici foarte mulți oameni tineri care vor putea da mai departe în familie această responsabilitate față de comunitate, față de evenimentele culturale, sportive care au loc în cadrul comunității.